Sălăjenii care vor să aducă zâmbetul pe chipul copiilor aflați în centrele de plasament din județ sunt așteptați începând de luni la Colegiul Tehnic Alexandru Papie Ilarian din Zalău pentru a face donații. Donațiile pot fi făcute la demisolul Corpului F al Colegiului Tehnic Alexandru Papie Ilarian în timpul pauzelor mari, în intervalul orar 10:50, 11:10, începând din data de 27 mai până pe data de 31 mai. Profesorul Avram Dan, inițiatorul acestei acțiuni caritabile, a declarat că în data de 1 iunie 2013 elevii de la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian Zalău vor organiza o excursie caritabilă pentru a oferi copiilor din centrele din Cehu, Silvaniei, Someș, Odorhei, Jibou și Zalău cadouri spre a le face o bucurie și a le aduce o rază de speranță și lumină. Excursia se va desfășura pe traseul Zalău, Cehu, Silvaniei, Someș, Odorhei, Jibou și Zalău.